Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Argeș, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și companiile Leoni, Goldplast și Pirelli au sărbătorit Ziua Inginerului Român cu un eveniment special dedicat elevilor care au excelat în domeniul tehnic. Facultatea de Mecanică și Tehnologie a susținut întotdeauna învățământul tehnic argeșean și împreună cu Asociația Generală a Inginerilor din România a inițiat premierea elevilor olimpici care au obținut premii la Olimpiada Județeană, la faza județeană și faza națională a Olimpiadei din area curriculară. Ce premii au fost obținute de elevi? De la premiul întâi mențiune la etapa județeană și la fel premiul întâi mențiune la etapa națională. Ziua Inginerului Român este un prilej deosebit pentru a celebra și a promova domeniul tehnic, evidențiind contribuția majoră pe care inginerii o aduc societății noastre. Vrem să încurajăm pentru că aceasta ar trebui să fie direcția. Trebuie să încurajăm educația pentru că ei sunt viitorul nostru. La inițiativa Facultății de Mecanică și Tehnologie, organizatorii au acordat premii de excelență celor mai talentați elevi din Argeș care s-au evidențiat în competițiile olimpice la nivel județean și național. Evenimentul este o ocazie deosebită de a recunoaște meritele elevilor care au obținut premii la faza județeană și națională a olimpiadelor din area curriculară tehnologii. Aceștia reprezintă viitorul industriei din România și merită recunoașterea și încurajarea comunității.